Săptămâna aceasta, Claudia Banu, senator PNL, a adus un nou proiect legislativ în atenția Senatului. Este vorba despre înființarea unui registru al traficanților de droguri. Inițiativa propune supravegherea și identificarea operativă a persoanelor care au comis infracțiuni din sfera traficului ilicit de droguri. În această săptămână, Claudia Banu, senator PNL, a anunțat un nou proiect propus în Senatul României. Este vorba despre înființarea unui registru al traficanților de droguri, proiect ce reprezintă un mijloc de cunoaștere, supraveghere și identificare operativă a persoanelor care au comis infracțiuni din sfera traficului ilicit de droguri. Am depus în această săptămână, împreună cu mai mulți colegi liberali, un proiect privind înființarea registrului traficanților de droguri, asemănător cu registrul agresorilor sexuali care funcționează în prezent. S-a considerat că este foarte important să avem un astfel de registru, tocmai pentru a diminua fenomenul care ne îngrijorează pe toți în această perioadă, consumul de droguri și traficul de droguri. Scopul prevenirii acestor fapte, registrul reprezintă un mijloc de cunoaștere, supraveghere și, evident, identificare a persoanelor care au comis fapte din sfera aceasta a drogurilor, a fenomenului mult extins, din păcate, la nivelul societății noastre. Este de asemenea util acest registru și în ceea ce privește evidența recidiviștilor, pentru că s-a constatat că în zona acestor infracțiuni recidiva este într-o proporție de 23%. În acest registru electronic vor fi trecute persoanele care au comis orice tip de infracțiuni ce privesc traficul de droguri, care au pus la dispoziție locuințe în vederea consumului, persoane care au eliberat în fals sau fără drept rețete cu medicamente de risc. Persoanele care vor fi înscrise în acest registru vor avea o serie de obligații de a se prezenta periodic la organele de poliție pe raza cărora domiciliază sau și-au reședința, de a-și declara profesia, meseria, activitatea, de a anunța eventual unitatea de învățământ unde își urmează cursurile sau universitare, după caz. O serie de astfel de obligații vor fi discutate și stabilite în urma dezbaterilor ce vor avea loc pe baza acestui proiect de lege. Foarte important este siguranța generațiilor pe care le avem acum în grijă, pentru că dacă persoanele mai mature înțeleg periculozitatea unor astfel de fapte, cred că generațiile mai tinere nu au încă discernământul, să-i spunem așa, format pentru a conștientiza pericolul care se află în jur. Registrul va fi implementat de Ministerul Afacerilor Interne și gestionat de unitățile Poliției Române prin structuri specializate în acest domeniu.